Astăzi vezi trei dintre cele mai frumoase orașe din Europa și cât costă să mergi în ele. Primul zbor a costat 200 de lei. Și, partea interesantă, n-am plătit să avem locuri unul lângă altul, dar uite-ne aici. I have your attention. Do you like McDonald's McNuggets? They're really tasty, especially with sour cream sauce, right? We have our special Ryanair nuggets. They are way more delicious. 8,60 € drumul până în centru. Te-am cerut cea mai ieftină variantă. Da, să vezi cum era acolo. Cheapest, please. Cipăst. Primul lucru, susținem un român mutat în străinătate care face ceva absolut delicios. Dar până acolo avem de mers pe jos când avem bani de bilet. Bineînțeles, tu vei avea totalul la cât cheltuim aici pe ecran. Poți recomanda ceva special? Vreau să vreau fără lapte astăzi. Și o să vreau și o felie de cheesecake pina colada pentru că arată genial. Spuneai că soția ta le face pe toate. Până se face cafeaua care se numește Geisha. Hai să încercăm acest cheesecake snarcel. Zici că e o prăjitură Raffaello, ultra cremoasă. Tu la o prăjitură că e alii acolo? Ce are special cafeaua asta? Este o varietate mai specială, printre cele mai scumpe cafele din lume. Dar acel cu cafeluță? Chiar văd de ce e una dintre cele mai scumpe. Hai să vezi prețurile din Austria. 5 lei o pâine, 6,8 lei 500 de mililitri de Coca-Cola, 26 de lei kilogramul de pui. Cele mai extra chipsuri din viața mea. Chipsuri cu caviar și prețul e acolo. 250 de lei kilo. 7 lei kilogramul de banane, 21 de lei o cutie de cereale. Reale, 7,8 lei litru de lapte, 5 lei chipsuri cu trufe și 18 lei o pizza congelată. Astea sunt cumpărăturile pentru masa de seară și hai să vedem cum sunt și cât au costat. Vrem review la lapte, review la lapte. Ok, nu știu dacă știai, dar laptele e una din pasiunile mele, iubesc laptele. Nu pot să trăiesc fără lapte, așa că sunt destul de pretențioasă, hai să vedem cum e. Laptele ăsta e bio și e din regiunea asta de pe aici. Cât a costat? Doamne, deci cum e laptele ăsta? E așa ufos și dulceag. Parcă simt că mănânc floricele în lapte. A costat 1,69 €, adică undeva la 8 lei. Acum bag o cola. Avem aici cola light, la ei nu se numește zero, foarte interesant. Nu. Nu? Există cola zero, care e cu zero zahăr, cum avem noi, și light, care e cu mai puțin zahăr. Are un miros foarte plăcut de cola și destul de intens, norocel. E mai puțin dulce decât cola de la noi. A fost foarte scump, a costat 1,49 €, aproape cât laptele. Aceste gogoși sunt bio și sunt umplute cu gem de caise. Tot bio și sunt făcute de la firma care face și laptele. 3 € pentru două gogoși. Adică 15 lei două gogoși. Uite cât de grăsuțe și pufoase par. Ce plumpie. Mi se pare interesant că nu sunt date cu zahăr pudră. Sincer să fiu, mă așteptam să aibă mai multă umplutură. Toată e de fapt în partea asta, spre stânga. Dar umplutura are un gust foarte plăcut de caise și foarte puțin dulce. Chipsuri cu trufe și chiar au foarte multe trufe în ele. Oh, wow! Nici nu mai îmi pasă de frig. Deci chipsurile astea sunt super crocante și aroma de trufe e foarte intensă și extrem de bună. Urmează să-ți arăt de ce Viena e unul dintre cele mai frumoase orașe din lume. Ca să meargă bine treaba, am băgat la burtici o cafea mare, dar ieftină și cu boabe din Guatemala și Honduras, împreună cu două snack-uri, unul plin de unt și foarte fraged și un covrigel cu multă brânză. Totul a costat 15 lei. Acum intrăm în centru. Poți vedea și, după mulțime. Și după calești. O caleașcă, două călești? Calești. Căruțe. După căruțe, mamă. Mamă, ce poziție pe băiatul ăsta la poze. Oh my God. Câtă pasiune. Bea, aștept să vă comandă un sushi făcut de o familie de japonezi. Și aici avem și noi un maestru în sushi, mai exact șeful Sorin Zaharia, care e acum în Japonia la un concurs super important. Și e șef la Zen Sushi. Asta e opera din Viena, cu un renume mondial. Cred că unele dintre cele mai scumpe bilete. Cu rezervare cu ani în urmă. E cum e și în cazul Catedralei Sagrada Familia. Wow, wow, un pic mai ușor. Noi nu te-am înjurat aici. Spaima românilor. Oh my God, beata mașină. Și în partea stângă poți vedea Biserica Sfântul Carol. Dintre cele mai mișto biserici în stil baroc din Viena. Bine, hai la sushi că mi-a înghețat tot. Valul e foarte micuț, abia am prins loc și hai să vedem ce găsim. Da, are 6 mese toate. Și sunt doar 2 persoane, soția care e spătăriță și soțul care e cel care gătește. Ok, am făcut comanda și mi-a spus că vreau prea multe chestii și să mai renunț la ceva în moment când nu vrea să ia mai mulți bani. Oricum am comandat numai bunătăți. O să las cranțul să vorbească de la sine.
m-aș muta în colțuna și ăștia. Primul sushi, mai exact un maki, avocado și creveți. Primul pas, puțin ghimbir ca să curățăm paleta de arome. Cred că e făcut în casă, e foarte bun. Puțin wasabi, peste un sushi, soia. Al doilea preparat din 6, notă. Cel mai bun orez de sushi din viața mea, e perfect gătit, dar și condimentat. Dau nota 10. Preparatul 3, avem sushi cu avocado și somon. Și uite cât de frumos sunt împădurite. Thank you! Cât de frumos arată. Preparatul 4 din 5. Îl gustăm repede pe ăsta, lucrușor. Peștele e extrem de proaspăt și îmi place că a pus o bucățică mare de somon, dar și de avocado. Chiar se simt. Preparatul 4, avem maki cu ton. Și uite ce culoare frumoasă are peștele. Norocel cu ton. E în altă ligă. Un futomaki, adică un maki mai mare, cu castraveți, murătură făcută de ei, pește și avocado. E bun rău. În partea stângă poți vedea Muzeul Naturii și o vidră. Iar în dreapta este încă un muzeu, cel de istorie. Zona asta e numită Cartierul Muzeelor. Nu știu de ce, nu pot să-mi dau seama exact. Acolo e Parlamentul. Și poate o să te întrebi, parcă arată cam grec. Conducătorul din acea vreme a stat foarte mult în Atena și când s-a întors acasă în Austria, a vrut să facă totul ca în Grecia. Și așa am ajuns aici. Iar asta e primăria. În fața primăriei vezi acest fantastic patinoar care e pe două etaje. Băutura asiatică cu un cățel, hai să vedem cum e. Și nu știu ce o să aleg. We have a bubble matcha latte. Am ales un bubble tea foarte special, deoarece conține ceai verde și pe lângă asta ceva pudră de cartof mov dulce. Ce părere ai de el? Părerea mea e că nu ți-l mai dau. Acum o să încercăm mâncare tradițională austriacă. Nu tot așa la reducere. Am luat pachetul și hai să vedem ce am primit. Oh, avem 4 bucăți. La preț normal, o singură bucată costă 16 lei. E destul de scumpă. Noi am luat cu 21 de lei toate astea. Alege una. O vei fix pe aia care nu se potrivește cu restul. Miroase foarte interesant. Chiar nu pot să zic alte miroase. N-am mai întâlnit ceva să miroase așa. Lupișor. Aluatul seamănă foarte mult cu aluatul din găluștele noastre cu prune. Umplutura e foarte interesantă, conține sigur mac, dar mai conține și alte chestii de care habar n-am ce sunt. Notă? Are un gust foarte ciudat pentru papilele mele gustative. Cel? Asta e gălușcă cu cremă de alune de pădure. Seamănă foarte mult cu Nutella, e foarte bun. Ești pregătit pentru al doilea oraș și ora 5 dimineața. Trebuie să ajungem la autogară să prindem autobuzul. Poți ghici ce oraș e? Dau două indicii. Le place berea? Îi cunoscând pentru clădirile lui istorice? Nu știu în ce direcție mergem. Deja ne-am pierdut. Da, cred că era autobuzul nostru. Oh, nu. A zis la și 8 și la și 8 azi veni. Ce porc. Schimbare de plan, o să mergem cu metrou. Ăsta e metrou. Probabil. Am găsit metrou. Vestea proastă, nu știm dacă ajungem. Da, e așa o veste neutră per total. Trebuie să nimerim această autogară. Văd niște flixbusuri acolo. Și eu cum traversez? O bună întrebare, my friend. Am ajuns în autobuz. Și? Și? Stai la etajul 2. Practic e 1, pe jos e parterul. Nu, e etajul 2, pentru că parterul sunt la roți. Nu poți să stai la roți. Drumul ăsta a costat 350 de lei pentru amândoi. Bine ai venit în Praga. Să vezi centrul istoric care e unic în lume și e protejat UNESCO. Dar mai întâi hai să bem o cafeluță să nu cad pe aici de somn. Acolo e muzeul de istorie nou și în dreapta e muzeul de istorie mai vechi. Hello. My friend filmed me when I ordered the food. Yeah. Thank you very much. I would like two cafe lattes, please, with the regular milk. Mm-hmm. And could you tell me the origin for today? It's sweet and în Praga se bea cafea din secolul 16, iar aici își prăjesc singur cafeaua, așa că hai să vedem cum e și dacă chiar e bună. Oh, și o să spun și cât a costat. Norocel. Are note foarte intense de ciocolată și nuci, iar pe final e așa ușor dulceagă. E o cafea foarte interesantă. Chiar merită încercat. A costat 16 lei o cafea. Exact ca la noi. Într-un spre centru am găsit un spa unde poți face baie în bere și am citit că e ceva foarte popular în Cehia. Mai exact, efectiv te bagi într-o cadă cu bere. În timp ce bei bere. În timp ce bei bere dintr-o halbă din aia mare. Tu vezi ce văd și eu? Sandwich cu macaroni. O să facem un video separat cu 3 Mac-uri în 3 țări și 3 KFC-uri în 3 țări. Așa că abonează-te ca să nu ratezi nimic. Și share cu cine ai vrea să faci o baie în bere. În dreapta vezi clădirea dansatoare care se numește așa datorită formei și sunt mai multe tipuri în Cehia. Știi podul ăla? Podul ăla e cel mai bântuit pod din Europa. În evul mediu se puneau capetele inamicilor înțepușe pe el.
Și acum se zice că spiritele lor bântuie podul noaptea. Yami? În trecut, lumea nu știa să citească aici, așa că foloseau picturi și desene ca să identifice clădirile. Practic, găseai clădirea după desen, nu după ce scria pe ea. Ghid turistic cu Vidra Andrada. Pentru rezervări, sunați-mă pe Insta. Intrăm într-o brutărie cu mâncare locală. Can you tell me a little bit more about this food? You know, it's traditional. Right. These are called kolache. Something our grandmothers would bake for hundreds of years here in Czechia. It's made out of the yeast dough. We let the dough rise overnight. It's kind of difficult to make when you put the time and effort in it. I think it's really worth it. Which one you say is like the most traditional one? These with sweet cream cheese and fruit or white poppy seeds. Oh. The white poppy seeds used to be very traditional. Now, not many Czechs even know that it exists. Ai auzit povestea, extrem de drăguț personalul. Hai să vedem cum e. Și marfa. Da, exact. Începem cu cea clasică și apoi continuăm cu cea care e mai rară. Practic, la baza avem un aluat asemănător cu cel de cozonac, iar în interior mix de fructe și ceva crocant pe deasupra. Oh, și cremă de brânză. E foarte pufoasă, iar umplutura e extrem de multă. Poți asemăna cu ceva de la noi? Ca și cum mai face un cozonac cu cremă de brânză și fructe de pădure. Aici avem varianta cu mac alb. Sincer să fiu, nici nu știam că există mac alb. Știai? E un fel de mac, dar cu aromă mai fină, mai delicată, mai de prințese, așa. O să le dau nota 9 și fiecare a costat 2 lei. Rămâi până la capăt pentru mai multă mâncare și pentru orașul 3, care încă nu știi care e și cât costă. Urmează să ajungem la podul făcut de un rege care credea în astrologie și numerologie, așa că a inaugurat podul ăsta la ora 5 dimineața. 5:37. Nu știu ce zi. Da. Și voia că oricum citești numerele astea să dea la fel, o să pun o poză aici. Arată impresionant. Pot să declar că nu arată ca podul bântuit. Asta e podul. Oh, ai văzut că deasupra sunt puse niște decorațiuni care se învârt? Aleta de lângă podul astrologic e cam suspicioasă. Hai la centrul vechi, protejat UNESCO. Dacă te uiți în depărtare, e castelul din Praga și e al treilea cel mai mare castel din lume. Și mergem spre ceasul, unde legenda spune că arhitecturii s-au scos ochii ca să nu mai poată face un ceas ca ăsta vreodată. Wow, ce macabru. Drăguțe clădirile până aici, încă n-am ajuns la ceas. Mai avem puțin. Clădirile sunt un stil baroc și gotic, dacă ești curios. Uite ce drăguță e clădirea asta. Oficial suntem în centrul istoric protejat UNESCO. Uite ceasul, uite ceasul. Oh, ce drăguț e și imediat toate clădirile sunt mai fancy. Statuile de lângă ceas au o însemnitate. Nu știu care, dar lângă poți să vezi un schelet care reprezintă moartea. Oh. Și restul mai însemnau ceva, dar nu mai țin minte. Dar statuile sunt doar copii, pentru că cele originale sunt ascunse. Wow, ai stricat o vibe. Eu fac aici poveste interesantă și tu ai dat cu ea de pământ. Ca să știi că sunt trepici foarte bune. O, oh, ce bine arată clădirea din față. Nu știu ce e, dar arată bine. Cândva, Praga avea cea mai mare piață, adică zona asta liberă din Europa. Uite de clădirea asta, spuneam că e drăguță. Îmi place pocalul ăla din centru, l-ai văzut? Oh, da, e un pocal acolo ascuns. Noroc că am zoom mare. Samsung, please sponsor me. Subtil. Și încă o chestie interesantă pe care am citit-o. Cehia e numărul 1 la băut bere de 28 de ani, la rând. Mai știi băutura populară din Asia? 4,8 din 464 de review-uri. Ești pregătită? Măi, ți-ai luat mașină nouă? Odată cu bubble tea. Pot spune că avem destul de multe piluțe. Mi-ar fi plăcut să fie până aici, dar na. E un bubble tea foarte echilibrat și perluțele sunt perfect gătite, exact cât trebuie de squishy. Nota 9, chiar îmi place, mai ales prețul lui. Al treilea oraș în care vom merge e cunoscut pentru bere, gârnați și clădiri super mișto și o piață în care toată lumea merge. Dacă știi despre care oraș e vorba, spune-ne în comentarii. Vezi clădirea aia roz? Este un mall. Și cum crezi că arată înăuntru? Wow, cât de modern e înăuntru față de cum arată afară. Andrada, pune ce mașină e asta? O mașină de topit ciocolată. Aici salariul e 1600 de euro. Hai să vezi cât costă mâncarea. Începem în forță cu 21 de lei 18 ouă, 14 lei un unt. Oare la noi cât mai e untul? 6 lei 100 de grame de salam de calitate medie. Laptele este mai scump decât la noi, 10 lei un litru. La fel și chipsurile, 11 lei o pungă. 3 lei un baton de sneakers. Pare normal. Mini bagheta este 2 lei jumătate. Și acolo unde doare cel mai tare, Pepsi-ul la 500 de mililitri, 5,3 lei. Căutăm șuncă de Praga, doar că sunt foarte multe feluri de șuncă. Am găsit-o. Aici e șunca și aici e sucul de mere praghez.
Hai să gustăm această șuncă, era cea mai scumpă din magazin. Miroase bine. Norocel. E foarte cărnoasă și super bine condimentată. Hai să vezi cum e Pepsi-ul în Cehia. Am luat varianta fără zahăr. A costat în jur de 5 lei și hai să gustăm. Față de cel de la noi, e un pic mai acidulat, dar mai puțin dulce. Nota 8,5. Din Praga ne întoarcem în Viena, unde găsești cazarea cea mai ieftină dacă vrei să călătorești ca noi și ne pregătim de al treilea oraș super fain. S-a dus să iau un pachet la jumătate de preț. Ei, ai luat mâncarea? A fost așa pe încredere, m-a întrebat câte pungi am, una sau două. Și am zis una. Ce fraieră. Oh my god, ce healthy arată. Asta e masa pentru mâine în tren spre orașul misterios? Nu am mai avut răbdare până mâine la tren și am desfăcut pachetul să vedem ce am primit în el. Și avem un mix foarte interesant. De exemplu, uite-te la asta, e roz. Atâta zic. Hai să începem cu această salată cu quinoa, broccoli. Foarte fresh și îmi place că au pus câteva legume murate care sunt un pic dulci și fac toată șmecheria în salata asta. Aici avem paste, ca din acelea folosite pentru mac and cheese, varianta cu sfeclă și vegane. Sincer să fiu, n-am mai mâncat paste cu sfeclă până acum. Sfecla e foarte bună și nu știu din ce e sosul, dar e super cremos, un pic dulceag și foarte bine condimentat. Chiar sunt niște paste vegane super bune. Și finalul grandios, avem un bagel. Dar cu ce? Cremă de brânză vegană, mini ierburi aruncate doar în centru, ceapă roșie, brânză vegană și salată. De ce are gust de pește? Îi dau nota 8,5 și tot pachetul a costat doar 20 de lei. Am un deja vu. Sunt destul de adormită, nu o să mint. Dar mergem în al treilea oraș. Tren de mare viteză chiar. U3. După cum vedeți, gara de nord s-a modernizat din nou. Are lifturi. Eu zic că sunt amuzant. Asta e trenul, probabil. Am urcat în vagonul total greșit. Bine că ne-am uitat. Suntem într-o economy, but a quiet zone. Set your mobile phone to silent. Listen to music with headphones. Eu credeam că astea sunt chestii de bun simț. Comand biletele spre New Kent. Mergem cu trenul, că era mai ieftin decât autobuzul. Și îți mai și întins picioarele în tren. Ai văzut că încă nu și-a făcut patul nici până la ora asta? Nu, am schimbat așternutul și trebuie să-l pun. Revenim la trenul nostru. Stăm o zi, abia aștept să-ți arătăm cazarea care am nimerit la un preț genial. Acum încerc să o prind, să nu cumva să o ratez. Ok. Ne spui prețul când ajungem acolo. Și plecăm din Germania la 19 și ne întoarcem înapoi în Viena la 23. Toate la prețul de 554. Cum e gara? E foarte mare și lumea e foarte grăbită. Era să fiu împinsă de câteva ori deja. Hai să vedem cum ajungem în centru. Vezi câta burgeră în spatele tău? Oh my god! Aici în München vom vedea clădiri, vom mânca preparatele locale și vei afla și cât costă toate astea. Ăla e Ice? Ice se numește cel mai rapid tren din Germania. Am găsit o casenea cu prăjitorie proprie. Cum se numește? Că aia e interesant. Om versus mașinărie. Are foarte multe review-uri bune, așa că am de să vedem și noi care e faza. Și în dreapta avem primul reper istoric, o poartă din secolul XIV. E drăguță? Bă, frate, din toată Münchenul, numai în cea mai dărăpânătură chestie mă poți duce. Calnicilor, nu mai fi fricos, că știu eu ce faci prin ferentari. Aici e cafeneaua, ai curaj să intri? Prima impresie, ambalajul e super drăguț și aici scrie că viața poate să fie amară, dar cafeaua ta nu trebuie să fie așa. Îmi place vibe-ul lor. Iar latte art-ul e super mișto, avem o lebădă. Hai să o încercăm, după aceea să-ți spun și cât a costat. Are o spumă de latte extrem de cremoasă, notele din cafea sunt foarte intense de ciocolată și nuci. Îi dau nota 9. Aceasta costă 17 lei. Mai spre clădirile frumoase, wow, și mai multă mâncare. E și frică de cât o să coste chestiile. Mi-au plăcut prețurile în Cehia, erau așa la nivelul meu. Am găsit un magazin numai cu produse italiene. E mare, tată. Și arată foarte de fițe. Nu știu cum o să ne potrivim acolo, dar hai să vedem. Ai văzut acest ulei la 134 de euro, a.k.a. 500 de lei? Wow, e scump și e bio. Uite ce drăguțe sunt păstuțele astea. Trufe. Simt că video-ul ăsta a luat o întorsătură de situație. Tu credeai că o să vezi cârnați și covrigi, dar în schimb vezi paste. O felie de pizza e 5 euro. Că? 25 de lei? Da, mă, dar uite cum arată. Ai 8 euro ce ești, m-am uitat la asta la 5. Ai mai văzut atâta parmezan la un loc și lângă o roată uriașă. Ating? Ai atins-o deja. Și mai e parmezan. Vă rog, e doar 70 de lei. Vino. A luat de pizza. Gata, făcut italian. E bio.
Și e bio, da. Mamă, dacă stăteam aici, făceam o pizza. La 15 lei, știi? Față de pizza aia la 8 euro, mai bine aș lua-o pe asta. Asta e ciocolată făcută manual. Dar care e prețul? A, ai văzut ce ieftineană e ciocolata făcută manual? Cât? Doar 25 de lei 100 de grame. Adică 250 de lei kilo. Nu am putut să nu iau ceva și am ales două tipuri de ciocolată Venci pe care nu cred că le găsești la noi. Începem cu cea mai clasică, mai exact ciocolată Gianduia cu alune de Piemont. Piemont fiind? O regiune din Italia, foarte renumită pentru alunele de pădure. Și sunt unele dintre cele mai scumpe alune. Și surprinzător a fost mai ieftină decât la noi în țară. Ambalajul e auriu. Așa arată în față, dar stai să-i vezi spatele. Wow, nu mă așteptam la asta. O să-mi spui și prețul, nu? Da, uite alunele. Vai, cât de divin miroase. E una dintre cele mai cremoase ciocolate din viața mea. Și alunele sunt perfecte. A costat 5,50 €. O să-i dau nota 10. Acum avem o ciocolată foarte fancy, de origine din Montezuma. Pe lângă ciocolată are cocoa nibs în ea. După asta mergem la clădiri. E primăria undeva acolo. Sper să nu ne mai distragă atenția ceva. Mamă, arată premium. Are un miros așa de special, cumva fructe de pădure, ciocolată din aia neagră, cafea. Să vedem ce poate ciocolata asta de fițe. Mamă, cât de crunchy e. O ciocolată bună trebuie să facă crunch atunci când o rupi sau o muști. E așa o experiență ciocolata asta. Simt note de fructe de pădure, nuci și ceva așa cremoce cu gândul la pădure. O să-i dau nota 10 și a costat 29 de lei. În stânga poți să vezi ciocolateria lui Alain Ducasse, care are foarte multe restaurante cu stele Michelin. Dar arată ultra mega fancy. Am ajuns în una dintre cele mai mari piețe din München. Ceva notabil în această piață, acea roată de brânză care e uriașă. Văd primăriile și arată mișto. Să le luăm pe rând, că sunt multe. Aceea e cea mai veche biserică din München. Iar în dreapta e o clădire care face parte din primăria veche și putem să o luăm pe acolo prin tunel, așa că haide. Știi de ce a trebuit să iasă din primăria veche să se ducă în primăria nouă? A fost lovită de fulger. Și asta e o biserică închinată Sfântului Duh. Oh, ce dulce. Știi ce e special la statuia asta care o să vezi imediat? N-are sutien. Amintește cu o statuie din Italia. Iar aici este primăria veche, care este neagră probabil din cauza că a fost lovită de fulgerul ăla. Probabil, hai să vedem pe interior. Ce atmosferă! Uite ce au făcut germanii ăștia needucați. I-au stricat bătătorul, dacă nu așa a fost din fabrică. Nu mai poate să bată nici măcar un ușor. Aici este cea mai mare catedrală din München și e cunoscută pentru faptul că în interior găsești talpa diavolului imprimată în pardoseal. Can I have a matcha creme brulee, please? Am ales un bubble tea cu matcha și cremă de zahăr ars. Chiar nu am mai întâlnit combinația asta. Arată super interesant și bine. Wow, are cremă de zahăr ars la bază. Mamă, și suna așa de bine. Aveau un bubble tea cu bază de aluat de mochi, dar mi-a zis că e foarte rece. Ambalaj nice. Matcha pare să aibă o culoare frumoasă. Nu cred că e o matcha de slabă calitate. Și norocel. Cu cât e mai verde matcha, cu atât e mai bună. Am băut foarte multe bubble tea-uri și n-am mai băut un bubble tea ca asta în viața mea. Are o textură foarte specială. E super cremos, dar în același timp aerat de la crema de zahăr ars. E chiar o experiență. A meritat fiecare bănuț. Cât a costat? Dau nota 10, chiar îmi place foarte mult. S-a costat 29 de lei. Am găsit un magazin asiatic. Un supermarket. Chiar. Un supermarket asiatic, adică e uriaș. Yep, e uriaș. Mochi, bineînțeles. Mai multe mochi. Mochi, 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 oh mochi, God, mochi. Vrei să vezi ce mai mari crevezi din viața ta? Tu vezi câți tăiței sunt de aici până în capătul ăla unde sunt oamenii. Și toți sunt diferiți. Îi costă 2,49 €. Ca la noi. Știi cum se numesc astea? Tamarind. Uite, întrebam la mișto. Mergem la brutăria care aprovizionează restaurante cu stele Michelin. Au zis că prețurile sunt dure, dar pentru tine merită experiența. Putem să-ți arătăm asta deoarece ne susțin oamenii apăsând butonul de join și pentru asta le mulțumim super, super mult. What's so special about this one? Apples, spicy, sweet. And the pretzel is with sourdough. Yes. How long does it take? It takes 24 hours. Am luat cea mai specială și scumpă pâine pe care o aveau și un covrigel bavarez, care se spune că e cel mai bun. Ok, hai să începem cu covrigelul și după îți spun de pâinea asta ultra fancy. Wow, ce perfect e!
Oh. E efectiv în altă ligă. Are un exterior super crocant, iar interiorul e ca un norișor. Nota 10 și-a costat 7 lei. Mamă, cât de densă e, dar în același timp destul de pufoasă. Miroase ca atunci când face tata cidru de mere. Chiar e ceva ce nu am mai gustat până acum. E dulceagă, un pic acrișoare de la merele fermentate. Simte și un gust proeminent de secară. Totul foarte bine gândit și echilibrat. Andrada, preț și notă. Îi dau nota 10 și-a costat 17 lei. Intrăm în magazinul ăsta care nu-l recunosc. Chiar n-am idee de magazinul ăsta ce e. Bine, aici e genul de magazin unde mi-aș lua bătaia dacă mă văd că filmez. Trec în modul incognito. Lidl-ul, cu mici excepții, era identic atât la produse cât și la cum arată, așa că hai să mergem la cazarea aia mișto să vedem care-i treaba cu ea. Cel mai important, dacă avem plită și o tigaie, să ne facem cârnați. Ce e foarte mișto că ce-am luat noi e fix în centru, dar am plătit, cred că jumate pe ea? Da, am plătit jumătate din prețul ei clasic. Uite ce vedere avem la cazare. Ești gata de un cazare tour? We have an Airbnb reservation. Ești gata să fii mită? Wow! Încă nu i-am arătat nimic. Zi-mi un cuvânt care să descrie ce aveți. Am drei. Arată mai bine decât în poze. Bum! Asta era cel mai important. Și avem și plită. Și de spălat vase. Nici acasă n-ai așa ceva. Mamă, și bolurile sunt drăguțe. Asta le luăm acasă. Asta e cafea de la cafeneaua de unde am băut mai devreme. Uite și ce piesă de artă acolo. Hashtag art. Agent imobiliar, arată-ne bani. În partea dreaptă aveți ușa către această baie. Iar de când intri, ai parte de un duș complet echipat. E micuță, dar îți faci treaba în ea. Dacă mă înțelegi. Și treaba mică și treaba mare. Dr. Pe cu vanilie, ceva ce nu găsești la noi. Oh, miroase eclere cu vanilie. Ei bine, are exact aromă de zahăr vanilina de la bunica. Ce mai rămâne să vedem? Mâncarea locală. Poți apăsa butonul ăsta? Prima oprire. Covrigii s-au luat. Au mai rămas aceste pituțe bavareze. Hai să mă bag după ele. Costă 17 cenți bucata. Gogoșele la 2,49. Vedem cum sunt. O să te delectăm cu o salată de cârnați. Să luăm câte puțin din fiecare să vedem cum sunt. Asta are și roșii și castraveți pe lângă cârnați. Asta arată cel mai bine. A treia salată e de cârnați viermișori. Acum pui chiftele, sweet chili. Nu știu, arată foarte bine. O să pun două, una de fiecare. Nu știu ce să aleg. Care-i luăm pe aia din München? Adică ăștia. Aceștia sunt cârnații cei mai vestiți din München. Tocmai am văzut pe cineva cumpărând două de astea și costă 3,49 €. Să luăm și niște cârnați bio și au și protecție geografică de Nuremberg. Cum te simți cu 22 de euro kilo? Wow! E 100 și ceva de lei, dar sunt bio. O să încercăm și un lapte local, care îl vedem peste tot. 89 de cenți. Ok, 2,23 €. Ia uite cine are cârnați cabanoși. Cu extra brânză în interior. O salată de cartofi. Pentru că germanilor le place salata de cartofi și vrem să vedem cum o fac. 2,29. Știi că îmi plac covrigii atunci când și cârnații sunt în formă de covrigi. Sunt extrem de drăguți. Am intrat și în magazinul de discount să vedem cum sunt cârnații acolo. Aici sunt la jumătate de preț. Bio. Și am luat două tipuri să vedem și noi care e diferența față de ce am luat mai scump. Ghicește cârnatul ieftin. Asta jucăm. Practic, va trebui să ghicești care e cârnatul care a costat peste 100 de lei kilogramul și care e la jumătate. Bine ai venit la bătălia cârnaților! Va ghici Andrada pe care și-a spart rinichiul. Primul pas trebuie să le scoatem membrana. Ce ai în mână? Crezi că e cea scump? Miroase foarte bine. Mă gândesc că e mai scump dacă e așa puternic condimentat, dar trebuie să văd cum e și ăsta. Ok, hai să vedem pe al doilea. Oh, ăsta miroase mai intens a condimente decât ăsta. Și parcă e și mai interesant condimentat. Ambii sunt destul de pufoși. Hai să-i gustăm. Are o textură foarte bună și e chiar bine condimentat, așa fresh, cu multe ierburi. Cred că o să fie greu. Cârnatul numărul 2. E diferență de 50 de lei per kil. Așa că ar trebui să nimerești cârnatul ăla bun, să știi. Cârnatul numărul 2 are și mai multe condimente decât cârnatul numărul 1. Dar e un pic mai sărat. Însă mi se pare că are o textură mai bună. Eu mizez pe numărul 2. Dacă pe spatele farfuriei e lipit ceva, ăia sunt cârnații mai scumpi. Aici microfonul a zis să nu mai funcționeze, dar poți vedea că am câștigat. Farfuria avea ceva lipit pe spate. Avem cârnați bio de Nuremberg. Așa arată. A fost cei mai scump cârnați din seara asta și hai să vedem care e faza cu ei. Norocel? Au meritat 112 lei kilo. Da, n-am mai mâncat așa ceva până acum. Sunt așa de bine condimentați, sunt exact cât trebuie de grăsuți. Nu cred că am mai mâncat un cârnat asemănător cu acesta până acum, pentru că e foarte bine condimentat cu paprika, dar în același timp e echilibrat, adică e foarte bine gândit. Înainte să ne dai nota, următorul cârnat va fi o specialitate super cunoscută, cârnați din
Thuringer. Cât se fac cârnații ultra speciali, o să gust trei lucruri de aici. Este salată de cartofi cu ou și castraveți murați. Au condimentat-o foarte bine, sosul e super cremos și cartofii sunt fierți exact cât trebuie cât să aibă textură, să nu devină practic piure. Salata lor de dietă, salată de cârnați. Avem aici mai multe sortimente, plus două chifteluțe. Miroase salată de roșii. 1,5. Și acum chifteluțe cu sos sweet chili, doar pentru că arătau bine. Sunt super bune. 1,5. Înainte de cârnații speciali, gogoș cu caise. Sper să aibă umplutură să nu mă dezamăgească. Oh, e plumpi. Numai în Austria pun câtă umplutură trebuie. 6,5. Aici avem cârnatul de Thuringer și aici cârnatul minune. Pe asta l-am făcut rapid în tigaie. Deci merită renumele? Sunt foarte buni. Și extrem de cărnoși, iar împreună cu covrigelul, chiar merg extrem de bine. Nota înainte de cârnații minunilor. 9,5. Nu așteptări destul de mari dacă sunt cârnații minunilor. Sunt mult mai uscați și se mănâncă direct așa, nu trebuie să-i gătești. Fac minuni? Spune-ne, fac minuni? Sunt bun, dar mă duc cu gândul la un tip de cârnați pe care îi avem și noi, însă nu știu care. Au boia, foarte multe ierburi, sunt destul de fresh, dar în același timp un pic mai grăsuți față de restul de până acum. No. Este o dulceață care ai stat până la final. Îți las aici un video care sigur îți va plăcea. Vidra out!